Valba, respektiv primarul comunei Șibot. Ca și consilier județean a făcut niște vizite în teritoriu prin zona aceasta și a rămas neplăcut surprins, hai să mă exprim frumos, la discuțiile cu cetățenii, spunându-le cetățenii respectiv că noi cei de la PNL, prin reprezentanții noștri în comună, respectiv viceprimarul Dacian Lerlea, am vrea să oprim, spre exemplu, apa pe un canal din comuna Balomir. A fost o promisiune electorală, mai puțin poate importantă, o promisiune electorală pe care am făcut-o atunci împreună cu Dacian și de care Dacian Lerlea s-a ținut de cuvânt și a introdus apa pe un canal din comuna Balomir. Probabil gelozia sau invidia domnului primar a făcut ca să-i anunțe pe cetățeni că, de fapt, noi cei de la PNL am vrea să oprim apa pe acolo, că trebuie să bogată, mă rog. Am mers mai departe, am ajuns în comuna Sărăcsău, în satul Sărăcsău, în care se introduce, după cum știți, am avut promisiune electorală și în programul nostru exista și încă la Consiliul Județean, introducerea apei potabile, unde, din nou, aceeași situație s-a repetat. Lucru care m-a supărat puțin și am început să fac câteva investigații pe cont propriu vis-a-vis de activitatea domnului primar al comunei Șibot și am aflat cu surprindere că domnul Ilie Tomuș a încheiat un contract de prestări servicii de contabilitate cu o firmă de prestări servicii în acest domeniu, nu i-aș da numele încă pentru că mai fac încă niște verificări, la o sumă de 5.000 de lei pe lună. Asta deși în condițiile în care există un post de contabil în cadrul primăriei. Probabil mergând pe ideea de descentralizare, de externalizare a unor servicii, am mers pe această firmă. Curios este însă faptul că aceeași firmă prestează exact același tip de serviciu pentru o comună cu un primar PNL la o sumă de 1.700 de lei pe lună. Comunele sunt apropiate ca număr de locuitori, deci volumul de muncă este relativ egal. Foarte interesant este că acest contract nu a fost supus aprobării Consiliului Local, a fost făcut unilateral de domnul primar Ilie Tomuș. De asemenea, în momentul în care se face o externalizare de serviciu, este normal să se aprobe o nouă organigramă. Această organigramă nu a fost supusă aprobării Consiliului Local Șibot. Domnul primar, luându-și dreptul de a conduce autoritar și fără a respecta legislația în vigoare. Mai mult decât atât, nu am cunoștință de faptul ca să fie organizat una din procedurile legale specificate în Ordonanța de Urgență 34 din 2006 cu modificările ulterioare privind achizițiile publice. Chiar dacă este o achiziție directă, aceasta trebuia făcută public, trebuia să aibă mai multe oferte. Și v-am spus, marea curiozitate este că exact același tip de serviciu se face într-o localitate din județul Alba cu 1.700 de lei, iar la Șibot cu 5.000 de lei, aceasta însemnând o sumă substanțială pentru bugetul comunei Șibot. Am mers un pic mai departe, înțelegând că, în fapt, această externalizare s-a făcut cu ghilimele de eroare cu scopul de a face curat prin primărie, în sensul că ar exista oarește documente compromițătoare pentru domnul primar de a ascunde anumite chestiuni de achiziții publice. N-am făcut verificări amănunțite, doar atât am aflat că firma consilierei locale, președinta PNS-ului local, în alianță, bineînțeles, cu PDL-ul, știți asta, doamna Rațiu Matei Cosmina, deci firma dânsei, care se numește Romana Costin, a livrat către primăria Șibot, în perioada 2010-2012, marfă în valoare de peste 1.200.000 de lei benzi, care înseamnă, în fapt, bugetul comunei Șibot pe un an de zile. Vorbesc din ceea ce se adună pe plan local, taxe, impozite locale. Probabil că a fost un mijloc de sifonare a banului public, așa cum eu consider că și acest contract este un mijloc de sifonare a banului public în interese mai mult sau mai puțin personale sau de partid. Și atrag atenția domnului primar al comunei Șibot că în procesul de achiziție trebuie să dea dovadă de transparență în conformitate cu legea. Îi mai spun domnului primar din Șibot că ai noștri consilieri PNL, USL în speță, pentru că acolo funcționează foarte bine USL-ul, sunt gata să colaboreze la orice proiect în sprijinul cetățenilor comunei Șibot, dar niciodată nu-și vor da votul
atunci când vom considera că banul public nu este cheltuit așa cum ar trebui să fie cheltuit și mai ales transparent, astfel încât fiecare cetățean al Comunei Fibo să știe unde s-au dus banii pe care dânsul îi plătește la bugetul local. Firma respectivă, Sece Romana Costin, este o firmă care are în Comuna Fibo vreo 3 alimentări și 3 crâjme, neavând obiect de activitate comercializare, adică asta nu știu eu, materialul de construcție. Și dacă zvonurile sunt adevărate, se pare că acum aceia sifonare de bani public care au loc printr-o altă firmă care se numește Zeta Cons sau ceva de tipul ăsta, adică nu mai vin direct de la firma Romana Cons, ci prin intermediul firmei care are magazinul Fibo, dar asta vom verifica pe parcurs. Deci, încă o dată, ne exprimăm disponibilitatea de a colabora și de la Consiliul Județean și de la Consiliul Local pentru proiecte comune. Introducerea apei potabile în Comuna Sărăcsău, proiecte de infrastructură, de drumuri publice și așa mai departe, dar niciodată nu vom putea accepta să sifonăm banul public prin intermediul unor firme de casă. O să facem și o să cerem în baza legii transparenței în comunicare niște date și vă vom mai informa ulterior, dar v-am spus, foarte dubios mi se pare faptul că aceeași prestare de serviciu făcută cu aceeași firmă costă 1.700 de lei într-o parte și 5.000 de lei la Fibor. Eu o să-i pun și o întrebare oficială domnului primar, deși poate că îmi dă, după ce apare materialul dumneavoastră, îmi dă un răspuns și în presă. Unde costă 1.700 de lei? La Scărișoară. Practic, firma asta ce livra? Materialele de construcție? Nu, nu. Deci de asta de care vă vorbesc este vorba de servicii de contabilitate. Externalizarea Romana Cons, da. Materiale de construcție special plus protocoale, cafele, mă rog. Dar Romana, o să cerem fișa analitică. Da. Să Romana Cons? Romana Costin. Romana Costin. Costin. Terelesu, scuze. Este firma sponsor a domnului primar. Care, mă rog, dar e treaba dânșilor, dar nu pe bani publici. Și doamna asta, patroana, e și consilieră local? Administratorul firmei este consilier local, președinta PNC-ului și... Nu, mă gândesc că, pe probabil de aia de la din 2013, nu mai face prin firma Romana Costin, se face prin firma Zeta, nu știu cum e, din ce stat să ne-am mutat. Oricum ce-a făcut rămâne să ne asumă la consilieră. Zcoms. Și acum se pare că e așa o subiectă. Bună, dar vom mai verifica și... Și vom mai aduce date, dar...